ai negociat cu zeci de jucătoare de nivel mondial. Cu cine? Și bă, nu știu cum, la handball e tot cam la fotbal, cu manageri, cu impresari. Da, numai cu toată lumea. Da, au fost și jucătoare care ai discutat direct cu ele, da, partea asta financiară? Nu, partea financiară nu. Partea sentimentală, partea emoțională. De prezentarea proiectului. Partea, de, da, dar da, de bani numai cu impresari. Numai cu impresari. Numai. Momentul de față, în sportul de echipă, chiar și jucătorii români au din cealaltă, deci nu, încă o dată, nu vorbim de fotbal, da? Da. Când nu e în treaba mea, da, în fotbal, nu avem decât o familie Rapid și relația aceasta bună, toată lumea are impresari. Toată lumea are impresari. Și, na. Da, spune și mie, te rog, Bogdane, cum sunt atrași sportivii să vină către Rapid? La fotbal știu toate metodele posibile. Da. Dincolo de bani. Și mai ales că, repet, la celelalte sporturi nu sunt foarte mulți bani. Adică, la fotbal, poate vine un străin care n-are treabă cu spiritul Rapidului. Dar știe, nu, sigur n-are treabă. Bă, nu, mă interesează... Care vin de afară, vin pentru bani. Hai, corect, să terminăm cu asta, că vin pentru nu știu cine. Bă, cred că și la handball e la fel. Da. Reprezint proiectul, văd parcursul în cupele europene, am fost campioni. Bucureștiul, aeroport, da, școli, da, restaurante. Orașul este, într-adevăr, orașul, noi am avut de multe ori de câștigat prin prisma faptului că suntem în București. Da, deci ajută? Ajută. Bă, ia, te trebuie, te-ai duce ofițer de presă la Cisnădie? Nu. La FC Cisnădie? Păi așa și eu, decât să te duci la Bistrița, că am înțeles. Uite, vreau să te întreb, că am o mare curiozitate și eu am și fost prin Bistrița, am jucat acolo. Ce să-i oferi, ce să-i propui unei jucătoare, este o problemă, în afară de bani? Da. Mai mulți decât îi oferi tu la Rapid, da, că acolo, ce, ca să stea aia în fata respectivă, sau trebuie să-i dai bani. Dezavantaj. Da. Dezavantaj major. Da. Sunt salarii de 12-15 mii de euro lunar net în handbalul românesc? Sunt. Păi vezi, e mai bine ca la fotbal. Chiar dacă vorbim de alte lume. Și atunci atragi și cu orașul, și cu proiectul, cu oamenii care sunt. De exemplu, uite, cu antrenorul. Ai spus niște nume, dar nu te antrenează ăla. E foarte important. Nu? Cred că este prima întrebare a unui jucător de top. Noi acum vorbim de top. De top. Clar. Păi tu ai de top. La handball ai jucătoare de top. Ceea ce vrem să construim și acum zic că până în 2030 eu vreau cu Rapidul să luăm Liga Campionilor de 2-3 ori. Deci, nu, stai puțin. Stai să mă așez mai. Deci tu, suntem în 2023. Da. Tu în următorii 7 ani îți propui la Rapid să câștigi de 2-3 ori Liga Campionilor? Exact. Da. Poți să spun și eu ce ai spus tu mai devreme? Da, te rog. Eu cred, nepricepându-mă, dar cred că ești nebun. Așa, ți-am mai spus cu 2018 când ne-am în Liga 2. Dar de ce bani trebuie să dispui? Ce jucătoare trebuie să atragi? Nu că n-ar fi bune fetele astea din... Că ai acolo un pullman, nu? Trebuie un grozav, da. De 3 ori în 7 ani înseamnă că tu o să fii... Trebuie să jucăm în Final Four, adică nu o să... Tu trebuie să fii în următorii 7 ani cea mai respectată echipă din handball european. Din 2020 și 2030 trebuie să fim în Final Four în fiecare an. Da. Și acolo de 2-3 ori să... Să câștigi competiția. Da, că e... Dacă cineva crede că poți să câștigi în fiecare an și de asta... Da, Bogdan, e greu. Vezi, stai puțin, rapidiștii te ascultă. Da, știu, clar, dar adică spui o presiune acum imensă. Nu, asum. Te întreabă fetele până ajunge la bani sau a intra în legătură cu managerul lor, cine le antrenează? Este prima întrebare. Prima întrebare. Este, deci, prima profesioniste. Întrebare. Da, este prima întrebare. Plătești, dar știi ce plătești. Da. Și de multe ori te gândești, Bogdane, să aduci un antrenor cu nume, chiar dacă e mai scump, ca astfel atragi jucătoare? Absolut. Și, din păcate, dacă acum vorbim de handball, la nivel european, mondial, sau la nivel mondial, cum vrei să spui, antrenorii care pot să câștige Liga Campionilor sunt pe... Puțin. Cred că o mână cam așa. Și atunci cer. Și atunci cer și o luptă acerbă să-i... Cât costă? Nu vreau să-mi dai exact cazul Rapidul. Cât costă un astfel de antrenor anual? Doar să plătește tot staff-ul sau separat? Nu, antrenorul principal. Cât te costă antrenorul principal, ăsta de top, care sper tu în următor? Cât te-ar putea costa un antrenor de top care să crezi că ai șanse mai mari cu el în următorii ani să iei Liga Campionilor? Între 10 și 15 mii de euro. 10-15 lunar? Da.
De ce la nivelul jucătoarelor? Nu e mare diferență. Că nu, și o jucătoare bună câștigă 15.000, nu? Dar atragi niște jucătoare, oricare au mai lucrat cu el pe la Ghior, pe la nu știu unde, vin după antrenor, ori numele lui atrage. Orice proiect serios îl încep cu, un antrenor. Cu antrenor. Atragi și sponsori cu oamenii ăștia? Cu antrenorul? Da. Da, sigur, antrenorul aduce proiectul și proiectul aduce sponsorii.